Ciprian Florescu, candidat al Partidului Social-Democrat pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu, își dorește o campanie electorală decentă, fără scandaluri și atacuri politice dure. Pe de altă parte, Florescu este pregătit să intre în lupta pentru funcția de primar, chiar dacă spune că va fi poate cea mai grea campanie electorală de până acum. Florescu recunoaște că nu va fi o campanie ușoară, poate chiar una dintre cele mai grele de până acum. Nu va fi una ușoară, probabil va fi una din cele mai grele campanii electorale pe care le-am avut vreodată la Gorj, poate exceptând-o pe cea din 2012, când am avut un celebru candidat la alegerile generale, pe Dan Diaconescu. Nu știu dacă vă amintiți, probabil erați mai tânără și nu știu dacă erați implicată în... Da. Campanie la... Este o campanie sau se preconizează a fi o campanie destul de dură. Este de datoria mea să spun că voi intra în această competiție pe de o parte cu speranța că voi reuși să obțin cel mai bun rezultat în ziua votului și implicit să-mi adjudec postul de primar, funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Numai că asta, așa cum am spus-o de fiecare dată când am avut ocazia, nu pot face decât fiind îndeplinite câteva condiții. De asemenea, Ciprian Florescu se așteaptă ca cei care îi vor fi contracandidații să joace corect. Eu, fiind cunoscut ca un tip mai puțin conflictual și adeptul comportamentului decent, civilizat, degeaba încerc eu să le cer contracandidaților mei să dea curs acestui comportament. Probabil că vor mai fi unii care vor sări gardul, vor încerca să arunce cu noroi, ceea ce nu știu dacă mai face astăzi deliciul electoratului. Cred că electoratul astăzi vrea să vadă cu ce vii concret, care sunt proiectele pe care te bazezi, care sunt argumentele care susțin proiectele respective și dacă există o sustenabilitate a proiectelor pe care le prezinți. Ciprian Florescu a fost prefectul județului Gorj din anul 2017 până în anul 2019.